pe scurt, ziua de naștere a unui prieten. Era duminică, eu stăteam în YouTube, mă uitam la seriile de pe canalul OFF, unde m-am încărcat cu o dispoziție pentru toată ziua. Prieten, link-ul spre canal va fi în descriere. Și la un moment nu știu cine mi-a sunat, era un prieten care m-a chemat la ziua lui de naștere. Serios, m-a chemat la ziua lui de naștere? Am început să dansez, oh my god, cineva m-a chemat! Super tare, eu un motan care toată ziua mănâncă, doarme și se joacă, o să ies din casă și o să merg la ziua de naștere. Am sunat la tot și m-am lăudat că astăzi merg la ziua de naștere a unui prieten. Of, trebuie să mă îmbrac. Hop, nu merge. Bap, așa e super. Repede intru în internet să mă uit ce am nou pe rețelele de socializare. Din neașteptate mi-a sunat un alt prieten. Salut! Salut, haide să jucăm! Eu trebuie deja să merg la ziua de naștere a unui prieten. Hai, las-o, facem un meci și mergi la ziua de naștere. Un pic m-am gândit ce am spus, ok. Nimic nu o să se întâmple dacă o să joc doar un meci. Și am început să joc în Fortnite. Un meci, două, trei. Approximately 10 hours later. Oh my god, deja e ora 10 seara. Eu am uitat de prieteni. Cred că asta a fost ultima șansă să ies din casă. Pe scurt, ziua de naștere a unui prieten. Motanași, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!